Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Conquerors. Așa cum v-am zis, o să facem un episod pentru fiecare clasă. Iar în acest episod o să jucăm ca Glaive, o clasă foarte, foarte șmecheră. Și este și o clasă, cred că e una dintre cele mai puternice, aș putea să zic. Cred că întrece cam tot, nu știu ce să zic. Am mai jucat puțin ca Glaive în trecut și mi-a plăcut. Sper să vă placă și vouă. O să vă arăt aici și skillurile, să vedeți cum funcționează. Bineînțeles că nu le-am deblocate pe toate, dar aș vrea să le deblochez, sincer. Asta e o clasă din preferatele mele, să zic așa, artă bărădărei. Și aș juca ca Glaive, sincer. E tot așa pe Movementanus. Ia uite aici, ia uite aici. Când ne dai o mastergă de aia în cap la 1, să moară tanța. Asta crește atacul cu 10%, nice, și efectul ține 6 secunde. Bineînțeles că n-ai să le dai upgrade aici, o să ține din ce în ce mai mult. Ia să vedem aici. Inima bătălie, ia. Ce face asta? Are imunitate împotriva, așa, dazed și concus. Efectul ține 6 secunde. A, și îi dă remove la astea. Nu știu exact ce ar însemna Daze și Concuse. Probabil alte clase, nu știu, ceva de genul. Dacă stau bine și mă gândesc, trebuie să mă documentez aici să văd despre ce este vorba. Hai să ne punem și noi, bineînțeles, băta în spate. Am luat și eu una de pe shop, una foarte, foarte ieftină. Nu vă gândiți acum că dau ce niște ce damage cu ea. Dar arată mișto așa, nu? Arată mișto băta asta în Spatanos. Da. Hai să dăm și noi o căutare de Mechanos. Bineînțeles că îi dăm training camp ca să... Opa, ce avem aici? Siege Battle. Să-i dăm un Siege Battle, bă? Îi dăm un Siege Battle aici la... Nu, îi dăm unde ăsta, complicat. Deci, dați acolo un mare, mare like, guys. Dați acolo un mare, mare like, că merită să moară tanța. Jucăm și la Free Battles, Siege Battle chiar. Holy shit, o să fie nebunie aici. O să fie nebunie. Dacă câștigi meciul ăsta, mă fac popă să moară Bibi. Să moară Bibilianus. Ce să vă mai arăt? Hai să vă mai arăt așa skill-urile în timp ce găsim meciul, să vedem cum decurge treaba. Vreau să mă las astea ultimele, să vedem cum funcționează. Mamă, ia uite când lei la o serie de asta, să moară tanța. Heal of late. Hota, 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 că am prins Mechanos. Hota, hota, că am prins Mechanos, bă băieti, bă. Am jucat un meci la Free Battles, dar nu ai șansă aici, așa că o să dăm tot unde asta, un training camp. Nu avem șansă acolo, guys, că... Nu am n-am bagat nimic în Grefsanos și e super, super greu și nu vreau să mă enervez Momentanus. Am dat un match, dar am jucat foarte prost. Bine, am jucat foarte prost că îmi dădeau aia două bucăți și cam aia eram și eu până dădeam cu bătaia să moară Bibi. Dacă n-ai upgradat aia la maxim, te cam spar băieții, așa că o să dăm unde asta un training de asta normal ca să fie treaba. O să facem un episod doar cu training pentru că acolo vom juca când o să avem ca lume armură de aia grea, bombardier, cea mai bună armură, cea mai bună armă, nu pișături de astea. Ok, guys, aici va fi super, super Izilianus, Pizilianus, o să mă duc cu așa. Mai chiar să-mi pun înapoi arma, bă, băieti, bă, așa. Așa, brodere. Hai să-i dăm să zacă. Bum. Deci e super, super greu. Am jucat la Siege acolo, mai ales că și la Free Battles acelea cele mai grele bătălii. Și dai numai de jucători de aia buni. Și unități bombardieri. Ce să fac eu cu ăștia, mâncați aș gura ta cu spearmenii de 200 luțe. Păi n-ai nicio șansă. Băi, au 5 stele, ești prost. Dă-i o bucată. Instant covori. Instantaneos. Demoleacă de Adria. De asta a crut să ne revenim. Ia să vedem, avem un Dual Blades în echipă la noi. Avem încă un Grefsanus, Short Sortanus și un Odachianus. Un Odachianus. Hai, bă, băie, să vedem. Avem două skill-uri de pe cal, ceea ce e super mișto, să vă arăt skill-ul nou. Uitați-vă și voi cum dă ăsta de pe cal acum, mâncați așa cu arata. Cum se învârte cu calul, e super mișto skill-ul ăsta ce are Glaive-ul. Să luăm punctul B, da, punctul B luăm. Nu se pune problema, avem ce avem, călăreți, easy peasy. Altă viață, parcă.
Că îmi dădeau o bucată, aveau călăreți de level nu știu cât, îmi dădeau o bucată, pur și simplu. Mamă, uite ce, what, ce skin-uri au ăștia, what the fuck. Uite cum arată ăștia. Deja am luat un kill. Altă viață aici. Două kill-uri. Trei kill-uri. Ești nebun, altă viață aici, mâncați așa curată. Încă un kill, altă viață aici la training anus. Aici e altă viață, mâncați aș gura ta. Meciuri ușoare. Nu, bibi. Nu știu asta ce face. Dă mai mult damage, cred. Mi-a luat 1256. Cred că dau mai mult damage și primesc mai mult damage. Din câte văd. Te smul să văd. Ce faci, bulangiule? Ai venit la moarte? Mișto glyphs-ul așa, îmi place. Ai boss. Kill după kill. Ăla-i boss, tate. Mamă, mă duc să-i lifa manevră la ăștia. Stai să zici lifa la ăștia. Hai că le mai fac manevră dacă-i. Hai că le mai fac manevră dacă e, bă, băieți. Nu mai am stamina, se încarcă destul de greu. Ia. Auzi. Japonizul. Honch, 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 honch. Mamă, ăsta a fost mișto, sincer. Opa, nu mai am viață, dar nu mă las până nu-l bat pe ăsta. Gata. Ești acasă. Trebuie să dau și eu un heal. Ăla-i boss. Păi îi batem pe ăștia, îi măcelărim aici, ești prost. Bă, îmi place skin-ul ăsta, mi-e mișto skin. Aoleu, aoleu. Trebuie să fugim, alea, că mă o să-mi iau și o unitate, că nu-mi place fără unitate, brodere. Pot să sar și eu pe aici? Bineînțeles că nu pot. Cum se poate? Cum se poate să sară? Oh, oh, mamă, a nebunita meu. Ești nebun la cap. Ne dă o leacă de Helianus. Brodere. Avem toate cele trei steaguri. Ne doare la banană, cum s-ar zice. Așa că nu prea e bine. Da, mi-a cam erlit, sincer. Mi s-au cam dus băiețașii mei. Nu am eu călărețe, că dacă aveam eu călărețe le arătam lor. Am, deja am câștigat, super. Deja am câștigat, brodere. Nu știu, am chei? Parcă aveam o chei, nu am nicio chei, mâncați așa curata. Ia să vedem pe ce loc am fost, bineînțeles că am fost MVP, brodere, cu 6, cu 6 boabe, mamă, 6 boabe am avut, 0 de cesane, 4 asisturi, 37 de trupe omorâte, cu cele mai puține trupe aproape, am fost penultimul, dar nu contează,
Și am participat la 186, deci am participat la bătălii. Bine-s aici pe... pe participation. Bine-s, brodere. Da, bă, băieți. A fost cam scurt episodul, cred. Da, cred că a fost cam scurt dacă aș fi pus și celălalt episod, dar nu știu. Hai să-l pun, cred că o să-l pun și pe celălalt, sincer. De la Siege Battle, ca să vedeți acolo. Acolo a fost super, super complication și a durat destul de mult, nu știu, să văd. Poate o să-l pun și pe ăla, nu știu. Dar n-am jucat mai nimic, a fost super, super nașpa în partea aia. Vă zic de pe acum, a fost super, super nașpa. Trebuie să le mai dau un upgrade la ăștia. Ok, bine, să aici, brodere. Eu zic că merită clasa asta jucată, chiar merită. Glyphs-ul chiar merită, după ce o să le dau upgrade așa frumos până pe aici, o să fim de neoprit și pe Glyphs. În următorul episod o să fie puțin mai complication, pentru că o să fim arcași, aici e super greu. Vă zic de pe acum, o să fie super, super, super greu. Dar cred că o să fie fain, nu știu, o să vedem. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți să continui cu seria asta de... nu știu cum să zic, seria asta de continuați voi, dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am văzut Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!